În anul 2024, românii care locuiesc la curte se confruntă cu riscul unor amenzi substanțiale. Unul dintre cele mai vechi obiceiuri, care constă în arderea vegetației uscate, poate duce la impunerea unor sancțiuni financiare considerabile. Legea intrată în vigoare în acest an impune restricții stricte pentru cei care nu respectă regulile, afectând în special gospodarii care se ocupă de curțile lor în timpul sezonului de primăvară. Aceștia sunt obligați să curețe grădinile și ulterior să ardă resturile de vegetație uscată, însă această practică este acum interzisă prin lege. Amenzile prevăzute de această lege sunt semnificative, variind între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Pentru a evita aceste sancțiuni, este esențial ca locuitorii să respecte cu strictețe regulile impuse de autorități. Pe fondul creșterii semnificative a numărului de incendii de vegetație uscată, reamintim cetățenilor faptul că sunt obligați să respecte normele privind protecția mediului care interzic arderea vegetației uscate. Nerespectarea acestora prin acțiunile de ardere a vegetației uscate pe terenurile agricole poate conduce la reducerea cuantumului subvențiilor de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului, tufărișurilor sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 de lei la 15.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 50.000 de lei la 100.000 de lei pentru persoanele juridice, anunță ISU. Astfel se recomandă adunarea resturilor vegetale în grămezi mici pentru a facilita controlul focului și menținerea unei surse de apă în apropiere. Arderea resturilor vegetale este permisă numai în timpul zilei și trebuie supravegheată în mod constant pentru a preveni incendiile de vegetație. În cazul unor situații de urgență, este important să se apeleze numărul de urgență 112. De asemenea, este strict interzisă aprinderea focului în condiții de vânt, iar distanțele minime recomandate pentru ardere sunt de 40 de metri față de materialele inflamabile și de 50 de metri față de clădiri. Focul poate fi aprins numai la o distanță de 100 de metri față de furaje și 200 de metri față de marginea pădurii. Respectarea acestor reguli este esențială pentru prevenirea incidentelor nedorite și evitarea amenzilor usturătoare impuse de lege, relatează click.ro.